Salutare, prietene! Este nouă dimineața. Nu am dormit și spun asta încă de acum pentru că poate mă înșel cu privire la această carte, tocmai pentru că nu am dormit și am o stare aiurea. Deși nu cred, l-am ascultat pe Octavian Paler, am citit din Nicolae Steinhardt, jurnalul fericirii, că pregăteam un clip. A fost tot ok, eram bucuros, voios. Și acum nu știu ce mi-o fi venit mie să citesc John Fosse, numele celălalt. Știți că sunt nebunit după Norvegia, eu însumi sunt un câine husky, ador tot ce e norvegian, seriale norvegiane, filme, sunt nebunit. Mi-am dorit din tot sufletul să-mi placă această carte. Luase și Nobel pentru literatură, zic ce bine. Vin din lumea lui Thomas Bernard, sunt familiar cu Samuel Beckett și văd aici un Beckett al secolului 21, le monde. Apoi The Nation. În mâinile lui fosse Dumnezeu devine o forță estetică greu de stăpânit, explozivă, invi invizibilul din ceea ce este vizibil. Bun. Proza lui John Fosse este mistică, spirituală, perfect meșteșugită. Pură poezie. The Paris Review. Extraordinar, nu? Până și coperta, așa chiar și titlul, e Septologie 1-2, numele celălalt. Iarăși, minunat. Zici că e o carte de Sloterdijk. Spheres. E ceva colosal. Uitați aici. Deschiderea magnum opusului lui John Fosse, urmărește în paralel viețile a doi bărbați ce trăiesc pe coasta de vest a Norvegiei. Naratorul, pictorul văduv Asle și celălalt Asle, tot pictor, cei doi sunt identici, versiuni ale acelui așa om, două variante ale aceleiași vieți. Ce poate fi mai interesant? E exact romanul spre care vin. Cei doi sunt identici, versiuni ale acelui om, două variante ale aceleași vieți. Scris într-un stil hipnotic, numele celălalt pune sub semnul întrebării noțiunile de subiectivitate și de sine. Iarăși, putem să mergem puțin în zona lui Ingmar Bergman. Da, are ceva din Ingmar Bergman, mai ales la persoana. Printr-o proză lentă, cu ajutorul amintirilor, fost să explorează convergențele și divergențele dintre cele două vieți, totul conducând la o întâlnire decisivă a celor doi, capodopera unuia dintre cei mai mari scritori contemporane, contemporane ai lumii. Numele celălalt reprezintă o explorare percutantă a condiției umane. Și apoi, fiți atenți, în numele celălalt, acumularea ritmată de cuvinte are ceva incantatoriu, un aer aproape sacru, The Wall Street Journal, deci ploaie de complimente, toți au făcut preș în fața acestei cărți, elogii absolute și infinite. Măi, oameni, dacă voi nu știați că acest om a luat premiul Nobel și vă trimitam aceste pagini, citește -mi și mie, am scris și eu rândurile astea, citește și spune cum ți se pare. Încercați să vă debarasați de tot ce v-am zis până acum. Strict analiză pe text. Fiți atenți! Și o să vă spun la final niște concluzii cu ce mi se pare că e de fapt aici. Totodată sunt concluzii cu privire la primele pagini. Sper din tot sufletul să uh, meargă spre ceva chestia asta. Și, totodată, aproape că sper să am eu o stare aiurea și să nu am deschiderea sufletească necesară pe care această carte o merită. Că sunt, de multe ori, situații în care o carte este extraordinară, dar ești tot pit, Cum e un film extraordinar, dar ai tu o stare aiurea, n-ai răbdare cu el și ești bolovan. Și apoi când revezi acel film... Pentru că, uite, în zona acestei cărți este oglinda lui Tarkovski. Tot așa, e un fel de Dumnezeu acolo care vorbește... Uh, Lars von Trier a văzut filmul ăla de mii de ori, era captivat de el. Și dacă te uiți așa grăbit, chiar The Man Who Sleeps, de vă zic mereu de filmul ăla, dacă ești grăbit așa, hai mai mă, ce tot e de ăsta înainte, zici ce ai de zis. S-ar putea să, să, fie cazul ăsta, sper să fie așa, mi-aș dori, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să, să fie o carte extraordinară. Îmi doresc foarte mult să-mi placă această carte. Fiți atenți! Și mă văd uitându-mă la tabloul cu cele două linii, una violet și una maro, încrucișându-se la mijloc, un tablou pe lățime, și văd că am pictat cele două linii încet, în culori groase pe bază de ulei, care au curs, iar în punctul unde liniile se întâlnesc, culorile se amestecă atât de frumos și curg în jos și mă gândesc că ăsta nu e încă un tablou. Dar e deja un tablou, cumva. Totuși, e terminat. Nu mai e nimic de adăugat. Mă gândesc și îl dau la o parte. Nu mai vreau să-l văd pe șevalet. Nu mai vreau să-l privesc. Îmi zic și mă gândesc că azi e lung și că trebuie să pun tabloul lângă celelalte la care încă lucrez și care nu e gata. Care nu sunt gata. Cele care stau stivuite între ușa camerei și ușa holului, sub cuierul unde stă agățată geanta de piele maro în care îmi țin caietul de schițe și creionul. Apoi privesc spre cele două stive de tablouri finalizate care se sprijină pe pe de peretele de lângă ușa bucătăriei. Am deja 10 tablouri mari terminate și încă vreo 4-5 de dimensiuni mici, ceva de genul. În total sunt 14 tablouri așezate pe rânduri lângă ușa bucătăriei, căci în curând o să am o expoziție. Cele mai multe dintre ele sunt pătrate, cum s-ar zice. Dar uneori mai pictez și tablouri lungi și înguste și tabloul cu cele două linii care se încrucișează e tot pătrat, cumva. Dar pe ăsta nu vreau să-l includ în următoarea expoziție, fiindcă nu-mi place deloc, de fapt. Și poate nici măcar nu e un tablou în toată regula și doar două linii. Sau poate vreau să-l păstrez pentru mine și să nu-l vând. Există tablouri pe care le vreau pentru mine și pe care nu le vând. Și poate că ăsta e unul dintre ele, cu toate că nu poate, cu toate că poate nu-mi place deloc. În definitiv, cu toate că se poate spune că e un tablou nereușit, poate vreau să-l păstrez și să nu-l vând, fără să știu de ce vreau să-l țin, împreună cu alte câteva pe care le țin într-o cămară din pod și de care nu vreau să mă despart. Sau poate, poate vrea Aslake tabloul, să-i dăruiască sororii de Crăciun, căci în fiecare an, în timpul Adventului, îi fac ca dau câte un tablou pe care îl dăruiește apoi sororii lui. Iar el îmi dă carne și pește și lemne de foc și alte lucruri și, da, să nu uit că îmi curăță zăpada de pe alei în timpul iernii, cum obișnuiește Asleg să zică, da, face și asta și când îi zic cu cât se vinde un asemenea tablou, un Bjorgvin, vin, Asleg zice că pentru el e de neînțeles că oamenii ar da atâția bani pe un tablou. Cei care plătesc trebuie să aibă o groază de bani, zice, la care eu zic că înțeleg de ce îi se pare o grămadă, fiindcă și mie mi se pare o grămadă, la care le zice că dacă așa stau lucrurile, el este bine din afacerea asta și în orice caz îi face sororii lui cadouri mult prea scumpe în fiecare zi, în fiecare an zice el, la care eu încuvințez. Apoi un amândoi și eu zic că trebuie să-i dau câțiva bani pentru costițele de miel și pastrama de vită și peștele uscat, uscat și lemnele de foc și pentru curățat leia de zăpadă. Și poate să-i dau și o plasă de cumpărături de când am fost la Björgvin să fac cumpărături pentru mine, zic. Și el acceptă cu oarecare jenă, zicând că da, așa se cade, zice. Și mă gândesc că poate n-ar fi trebuit să-i spun de bani, fiindcă azi nu vrea să primească bani sau alte lucruri. Dar când mă gândesc că am destul cât să mă descurc, iar el e sărac. Dar când mă gândesc că am destul cât să mă descurc. Iar el e sărac lipit. Dar când mă gândesc că am destul cât să mă descurc, iar, iar el e sărac lipit, întind rapid și discret câteva bagnote, Apoi ne prefacem amândoi că nu s-a întâmplat. Și el la fel. Și când mă duc la vin, întotdeauna îi cumpăr câte ceva și lui. Mă gândesc, fiindcă dacă eu câștig puțin, ei bine, el nu câștigă aproape nimic în comparație cu ce câștig eu. Am zic și mă uit la stivele de tablouri terminate sprijinite de perete, cu pânzele întinse în niște rame pe care le-am făcut cu mâna mea și pe spatele fiecare am scris titlul cu pensul folosind folosim vopsea neagră și groasă. Tabloul de la capătul teancului la care mă uit se numește și valurile lovesc ceva. Da, titlurile sunt importante pentru mine. Fac cumva parte din tablou și mereu le scriu cu vopsea neagră în ulei pe cadrul de lemn, ramele mi le meșteresc singur, așa am făcut mereu și o să fac cât timp voi picta, îmi zic. Și mi se pare că, de fapt, sunt prea multe tablouri pentru o expoziție. Dar o să le iau pe toate cu mine la galeria Bayer și atunci Bayer o să pună câteva de o parte într-o cameră alăturată galeriei, la bancă, așa cum a botezat în unde depozitează tablourile care nu sunt incluse în expoziție. Am amintesc și mă duc să privesc din nou Tabloul cu cele două linii care se încrucișează. Ambele sunt tușe groase, impasto, cum li se zice. Și vopseau în ulei a curs puțin, iar în locul unde cele două linii se întâlnesc, s-a creat o culoare atât de neobișnuită, o culoare superbă și fără nume, cum sunt adesea culorile, fiindcă bineînțeles că nu există un nume pentru nenumărate culori care există, mă gândesc și mă îndepărtez la câțiva metri de tablou și mă opresc și îl privesc și sting apoi lumina și stau și privesc tabloul pe întuneric. Fiindcă e întuneric afară, în perioada asta anului e întuneric sau aproape întuneric toată ziua. Am zis și mă uit la tablou în timp ce Ochii mi se obișnuiesc cu întunericul și disting liniile. Le văd încrucișindu-se și văd cât de multă lumină e de fapt în tablou. Da, multă lumină e imperceptibilă. Așa că, da, e de fapt un tablou frumos. Totuși, poate mă gândesc și nu mai vreau să-l privesc. Am zic, dar stau în continuare și mă uit la el. Și gata, trebuie să termin, am zic. Așa că mă întorc prima masa rotundă de lângă geam. În jurul mesei sunt două scaune, iar pe unul dintre ele, cel din stânga, pe el ședeam și continui să șed. Iar pe cel din dreapta obișnuia să stea ales că treia, dar a murit mult prea tânără și nu vreau să mă gândesc la asta. Și sora mea, Lida și ea a murit mult prea tânără și nu vreau să mă gândesc la asta. Am zic și mă văd stând din nou în scaunul meu și privind într-un punct fix spre marea signe, spre reperul meu acolo unde ajunge vârful pinilor care îmi cresc supereastră, în pătratul din mijloc al ferestrei, în partea dreaptă, pentru că ferestrele sunt împărțite în două laturi identice, iar fiecare dintre ele e împărțită în trei ochiuri dispuse vertical, iar în ochiul din mijloc al laturii drepte se văd vârfurile pinilor și mă uit la pin. și în linia mea de ochire apar valurile mării în întuneric și mă văd așezat acolo privind valurile și mă văd mergând spre mașina parcată în fața galeriei Bayer. Am plecat în paltonul meu negru și cu geanta mea de piele maro pe umăr. Tocmai am fost la cafenea, dar azi n-am avut poftă de mâncare, așa că nu am mâncat de seară, cum n-am mâncat de atâtea ori, ci mi-am comandat doar un sandwich cu carne de vită și ceapă și deja e târziu și am făcut toate cumpărăturile necesare din Björving. și e timpul să mă întorc la Diglia. E totuși destul de mult de condus înapoi, îmi zic, și mă așez la volan și în volan și geanta pe scaunul din dreapta și pornesc mașina și plec din Bjorgwin pe drumul pe care Beer m-a învățat cândva să conduc, pentru că el m-a învățat să intru și să ies din Bjorgwin, să-mi conduc mașina spre galeria Bayer dintr-o direcție și să plec de acolo pe același drum în direcția opusă. Îmi zic și plec din Bjorgvin și cad în moleșeala plăcută pe care ți-o dă condusul și îmi dau seama că o să trec imediat pe lângă blocul lui Asle, cel din Scuteiv, Scutevica, care se află chiar lângă mare și în fața căruia a fost construit un mic debarcader. Îmi zic și îl văd pe Asle stând pe canapea tremurând. Tot corpul îi tremure și Asle își dorește să să lase tremuratul odată și și amintește că ieri seara a dormit direct pe canapea fără să mai aibă puterea să se ridice, să se dezbrage și să se bage în pat sau să scoată câinele pe brage, brage, la plimbare. Așa că probabil are nevoie urgent afară să-și facă nevoile, își zice. Dar acum trebuie să se oprească din tremurat, tremură din tot corpul și nu numai mâinile. Își dă seama și trebuie să se ridice și să meargă la bucătărie și să bea niște tărie, să scape de tremurat, fiindcă ieri nici măcar nu s-a dezbrăcat ca să se culce. Nu, nu mai s-a îndins pe canapea și a dormit buștean așteptând să-i tracă beția, iar acum zace doar privind în gol în timp ce corpul îi tremură în continuu și totul e, totul e ce? Gol, absent, îndepărtat? Da, da, poate, da, îndepărtat, poate, își zice. Iar acum trebuie să bea puțină tărie ca să nu mai tremure așa rău, își zice. Apoi, apoi o să meargă și o să iasă pe mare, da. Singurul lucru pe care și-l dorește, singurul lucru pe care vrea e să plece. Pe care îl vrea e să plece, să dispară cum a dispărut când rea abia o fetiță, Alida, și zicea moartă în pat, sora mea și cum a dispărut băiatul din vecin pe care îl chema Bard și care a căzut din barca lui, taică să un mare și nu știa să nuate și n-a reușit să urce la loc și nici să ajungă la mal, își zice că trebuie să se scoale, să meargă la bucătărie și să-și un pahar drav în de tărie, să scape puțin de tremur, apoi să umble prin toate camerele și să stingă luminile prin toată casa, trebuie să umble să verifice că e totul în regulă, apoi să iasă din casă, să încuie ușa și să... apoi să coboare la mare și să iasă pe mare, să tot meargă în larg. E un gând pe care îl întoarce pe toate părțile, e singurul gând pe care reușește să-l formuleze, gândul că va ieși pe mare și va dispărea în mare, în nimicul valurilor, iar gândul îi se învârte în cercuri în cap. Nu se lasă dus, ci continuă să revină, fiindcă mai gândul ăsta, acest singur gând e palpabil tot de restul e distanță goală, prezență goală, pentru că nimic nu e gol. Dar cu toate astea e gol în întunecimile lui și toate gândurile pe care se chinuie să le gândească nu reușește să le gândească. Sunt mult prea grele. Chiar și gândul de a ridica un braț e prea greu. Și observă că tremură, tremură chiar dacă nu se mișcă deloc. Și de ce nu poate suporta gândul de a se ridica de acolo, de a ridica un braț? Și de ce singurul gând pe care îl poate gândi e acela de a ieși pe mare? Vrea să bea că se i dispare tremurul, apoi să stingă luminile din casă, eventual să facă puțină ordine dacă e nevoie, fiindcă totul trebuie să rămână în ordine în urma lui. Apoi se gândește că poate ar trebui să scrie băiețelului, indiferent cât de mare a crescut. Da, e mare de mult și locuiește în Oslo. Sau poate ar trebui mai degrabă să-l sune, deși niciunul nu-i face plăcere să vorbească la telefon, aș zice. Sau poate să scrie scrisoarea lui Liv, cu care a fost căsătorit mai mulți ani, dar a trecut atâta de când au divorțat, încât între ei n-a mai rămas urmă de ranchiună și nu poate dispărea fără să-și armați mund de la cineva pur și simplu nu se face. Dar cealaltă femeie cu care a fost căsătorit, Siv, la ea nici măcar nu îndrăznește să se gândească. Ea doar i-a luat pe fiu și pe fiică și l-a părăsit. A dispărut pur și simplu, da. Nici nu-i trecuse prin minte vreodată că ar putea divorța când ea a spus că s-a umplut paharul. Așa că i-a luat pe fiu și pe fiică și l-a părăsit. Deja găsise un loc unde să stea. Îi spusese, iar el nu și-a dat seama de nimic, își amintește. Apoi fiul și fiica l-au vizitat un weekend din două, își amintește. Dar apoi Siv și-a găsit pe altul și a luat cu ea pe fiu și pe fiică și s-au mutat cu toții pe undeva prin tron de lag. S-a mutat cu noul ei sos acolo, luând copiii și lăsându-l singur și scriindu i să trimită bani pentru asta și ailaltă. altă. Și el a trimis bani pentru orice i-a cerut și cât timp a avut bani de trimis, se gândește, dar de ce se gândește la asta? E numai ceva ce a fost odată, fiindcă acum totul e rezolvat, totul e gata, toate instrumentele de pictură sunt așezate la locul lor pe masă, iar tablourile se sprijină cu fața la perete, pensulele sunt aliniate în ordinea morimii. spălate bine cu terebentină și curate de tot, iar tuburile, cu vopsea sunt și ele ordonate în funcție de câtă vopsea mai e în fiecare. Fiecare capac e bine înfiletat, și valetul e gol, totul e lună și bec, totul e la locul lui și în cea mai bună ordine. Iar el doar stă și tremură gândindu-se la nimic, doar tremură și se gândește cum o să se ridice și o să iasă în ușa și coborând la mare și o să iasă pe mare, o să intre în mare, o să meargă în larg până valurile îi trec peste cap și dispare, se gândește la asta iar și iar, e tot ce există, restul e doar întuneric și nimic, ca atunci uneori când îl lovește dintr-o dată un soi de iluminare și atunci, și atunci se umple de un soi de fericire și se gândește că trebuie să existe undeva un loc gol, o lumină goală, cum ar fi ca, tot, cum ar fi ca totul să fie așa, îți zice, totul să fie o lumină goală, cum ar fi să existe un asemenea loc în toată goliciunea, în toată luminoasa lui goliciune, în nimicnicia lui și în timp ce se gândește la un asemenea loc care firește că nu există, cade într-un soi de somn, care nu e somn, ci mai degrabă o mișcare în care nu se mișcă de fapt, cu tot tremuratul lui, ba chiar în ciuda faptului că tremură într-una, totul e greu, dar acolo, în toată greutatea aia, se zărește lumina aia incredibil de ușoară, precum credința, își zice Asle, și îl văd în sufragerie sau atelier sau cum s-a fi chemând, zace pe o canapea în spatele căreia e fereastra care dă spre mare și în fața canapelei e o măsuță pe care stau amprăștiate câteva caiete cu schițe și greioane, toate aliniate, e camera lui, camera lui Asle, doar atât, îmi zic, și tot, totul în camera e la locul lui și sprijinit de un perete stă un tablou cu rama în afara în afară și pânza lipită de perete și văd că astfel a pictat în tuneric luminos cu vopsea neagră pe scheletul de lemn. Așa se numește tabloul. Îmi zic și văd că într-un cos de cameră stau suluri de pânză. În altul se află și șipci subțiri de lemn pentru rame și îl văd pe asle zicând pe canapea, tremurând și gândindu-se că trebuie neapărat să bea niște tărie să-i tracă tremuratul și se ridică și se așează la loc și se gândește că are poftă să-și facă o țigară, dar tremură așa de tare că nici măcar nu reușește să-mi doaie foița, așa că, o scoate, așa că scoate o țigară normală din pachetul de pe măsuta de cafea, o scoate din pachet și o pune între buze și scoate cutia de chibrituri din buzunarul pantalonilor și aprinde un chibrit și reușește cumva să o aprinde și trage câteva fumuri zdravene și se gândește că nu va scoate țigara din gură. Scrumul poate să cadă unde se nimerește, dar chiar trebuie să bea ceva, Îți zice tremurând în continuu și reușind într-un final să-și spună chibriturile înapoi în buzunar și se apleacă deasupra scrumiere de pe măsuță și lasă țigara să cadă în ea și eu conduc spre nord și mă gândesc că poate n-ar fi trebuit să trec pe lângă blocul lui din Scutveica, Scutevica, fără să-i fac o vizită, dar dacă chiar își doresc asta cu, asta cu din adinsul, nu-l pot opri să iasă pe mare, să dispară în mare. Dacă vrea asta cu adevărat, o să o facă. Mă gândesc în timp ce înainte spre nord și mă văd privind tabloul cu cele două linii care se încrucișează și mă văd intrând în bucătăria casei mele vechi, fiindcă e o casă veche cu o bucătărie veche și văd că totul e la locul lui și că blatul și masa sunt șterse, că totul stralucește de curățenie, exact așa cum trebuie și mă văd intrând în baia, aprinzând lumina și constatând că și aici totul e ordonat și curat, exact așa cum trebuie, chiveta e curată, va... Vasul de toaletă e curat și el, mă văd oprindu-mă în fața oglinzii și privind un părul rar și cărunt, peticele cărunte de barbă și îmi trec mâna prin păr și trag de elasticul ce care îmi strânge părul într-o coadă la ceafă, lăsându-l să-mi cadă în șuvițe lungi și subțiri și albe pe umeri, pe piept, îmi trag, îmi trag degetele prin ele, trag părul după urechi și iau elasticul negru și -l... Adun la ceafă și ies apoi în hol și dau cu ochii de paltonul meu negru. De câți ani le am? Încerc să mă gândesc. Nimeni nu poate spune că mi-am irosit banii pe haine. Îmi zic și văd o mulțime de fulare atârnând în cuier și îmi dau seama că am multe fulare, fiindcă ales fiindcă ales îmi făcea adesea cadou cu de un fular de Crăciun sau de ziua mea. Din moment ce asta îmi doream, mă întreba ce cadou vreau și cel mai adesea răspundeam că vreau un fular. Așa că asta primeam. Am amintesc și mă întorc în sufragerie sau atelier sau cum să o fi numind, mai degrabă amândouă dată, dar eu îi spun sufragerie și văgianta de piele maro atârnând în cuierul de deasupra tablourilor pe care le-am pus deoparte, tablourile de care nu sunt complet mulțumit, cele care se sprijină între ușa de la cameră și ușa holului. Și de fiecare dată când ies din casă iau geanta de piele maro în care țin caietul deschis și creioanele, am zic și văgianta pe scaunul din dreapta în timp ce conduc spre nord și abia aștept să ajung acasă, la casa mea veche din Diglia. Și mă văd stând și uitându-mă la masa rotundă de la fereastră și la scaunele goale din fața mesei și pe spătarul unuia dintre scaunei e agățată o jachetă de catifea, aceeași pe care o port acum și acolo pe scaunul aflat cel mai aproape de băncuța, acolo obișnuiesc eu să stau și pe scaunul de lângă și de ales, era scaunul ei, îmi amintesc și mă văd ridicându-mă la loc și privind tabloul cu cele două linii încrucișate nu mi face plăcere să mă uit la el, dar trebuie să o fac. Îmi zic și conduc mai departe spre nord în întuneric și îl văd pe asle stând pe canapea și privind în față și parcă privind spre nimic și tremurând, scuturându-se. Da, tremură în continuu, se scutură în continuu și e îmbrăcat la fel ca mine, pantaloni negri și pulover și pe spătarul scaunului de lângă măsuța de cafea a agățat o jachetă neagră de catifea identică cu cea pe care o port acum și care o obișnuia să atârne pe scaunul de la masă rotundă. Și părul lui e cărunt și seamănă cu al meu adunat cu un elastic negru într-o coadă la spate. Și barba lui e căruntă și inegală și eu am petice albe de barbă pe care le scurtez o dată pe săptămână. Îmi zic și îl văd pe Astăzi, zăcând pe canapea și tremurând din tot corpul, ridicând apoi o mână în față și puțin într-o parte și brațul lui tremură și îmi închipui că e puțin mai bine acum și că ar vrea să mănânce ceva, dar încă tremură atât de tare încât trebuie să se ridice mai întâi și să bea ceva, își zice în timp ce zace pe canapea și mă gândesc că nu pot să las pe astăzi singur, singur în halul ăsta, n-ar fi trebuit să trec pur și simplu pe lângă blocul lui din scutuveica, scutevica. Și ar fi trebuit să-i fac o vizită. Are nevoie de mine acum, îmi zic, dar am trecut de blocul lui și n-ar fi trebuit să fac. Poate ar trebui să întorc și să o iau înapoi, dar mă simt atât de obosit și continui să conduc spre nord și la marginea drumului zăresc o casă vopsită în maro foarte veche. Abia mai stă în picioare și observ cum deja ei s-au dus câteva țigle. Aici am trăit la un moment dat cu Ales, mă gândesc. Și mi se pare că a trecut atât de mult timp de atunci, da, parcă e dintr-o altă viață. Am zic și trec pe lângă casă și mai conduc o bucată înainte să văd refugiul și ies de pe drum și opresc mașina și stau nemișcat. Stau pur și simplu în mașină, fără să mă gândesc la nimic, fără să fac nimic. Doar stau și. Mă gândesc de ce Dumnezeu am oprit mașina în refugiul ăsta, niciodată n-am oprit în el înainte, cu toate că am trecut pe lângă el de multe ori. Nu, acum ar trebui să mă întorc acasă. Ar fi trebuit să-l vizitez pe Asle, dar acum e prea târziu. Îmi zic și continui să stau nemișcat în mașină și vreau să spun o rugăciune și mă gândesc la cei care îi spun creștini și sunt de părere, sau în orice caz erau de părere, că botezul e absolut necesar pentru mântuirea unui copil, dar să simt totodată că Dumnezeu e tot atot puternic. Și atunci de ce mai e mai absolut necesar botezul? Nu poate Dumnezeu să facă cum vrea, căci dacă e tot puternic, atunci e în puterea lui să facă astfel încât unii să fie botezați și alții să rămână nebotezați, nu? Și atunci e o prostie să crezi că botezul e o condiție a mântuirii, e pur și simplu trasă de păr. Mă gândesc și eu... Dau seama că gândul ăsta mă liniștește. Prostia pe care o cred unii creștini, cum că botezul e crucial pentru mântuire, ce mai e și asta? Atât de stupidă idee, atât de vădit prostească, încât nici nu e amuzantă. O prostie că asta nu e ceva de care să râzi și nici prostia celor care îi spun creștini. Prostia multora dintre ei, nu a tuturor, desigur. Mă gândesc și îmi dau seama că oamenii care gândesc așa probabil nu prea se gândesc la Dumnezeu. Apoi mă gândesc la Isus, la cât de dragi erau copiii, la faptul că a spus că sunt ai lui Dumnezeu, că aparțin împărăției Domnului. Și e un gând frumos și adevărat, îmi zic. Așa că de ce trebuie să aștept să fie botezați dacă tot aparțin împărăției Domnului? Mă întreb și mă gândesc că botezul, botezul copiilor, oricât de bun și frumos, e totuși făcut pentru oameni, nu pentru Dumnezeu. Poate să fie sau să devină important pentru oameni, sau mai degrabă pentru biserică, da, mai mult pentru biserică, dar sigur nu pentru Dumnezeu, fiindcă ei, copiii, adică copii, adică aparțin deja împărăției Domnului și trebuie să devenim cu toții ca ei, ca niște copii mici, ca niște prunci, ca să fim primiți acolo, așa cum e scris în Biblie. Eu îmi zic și am dau seama că e timpul să mă opresc, că am început la rândul meu să gândesc ca un prostovan, să mă gândesc la prostia altora în vreme ce gândurile mele sunt într-o dezordine totală și nimic nu mai are sens, fiindcă evident că nu trebuie să fii botezat cu apă ca să fii botezat de fapt. Poți la fel de bine să te botezi în tine însuți, în acea persoană pe care o porți în tine, în acea persoană pe care o ai și pe care o reprezinți, de fapt, tu însuți cel pe care îl ai în tine de când te ai născut, mă gândesc, și majoritatea oamenilor, toți oamenii, atât cei care au trăit cândva, cât și cei care încă trăiesc, sunt botezați în ei înșiși, nu în apă, în vreo biserică, nu de către un preot, sunt botezați în acea persoană pe care o poartă în sine și care sunt, de fapt, ei înșiși. Și poate sunt botezați și prin legătura cu alți oameni, o legătură născută din înțelegere reciprocă, da, o înțelegere ca aceea pe care ți-o oferă limba. Am zic și mă gândesc că unii oameni se lasă botezați când sunt copii sau, sau ca adulți, da, unii se lasă spălați de apa botezului, apă binecuvântată, mă gândesc. Și asta e bine și frumos, dar cam atât. Și fiecare botez în sine, eu așa cred, fiecare botez e un botez pentru toți simultan, pentru toată umanitatea. Fiindcă toți oamenii sunt uniți, cei vii și cei morți deopotrivă cu cei care încă nu s-au născut și cumva nu e nicio distinție între ce face unul și ce face altul, mă gândesc. Și la fel și Hristos, care a trăit, a murit și a înviat și era una cu Dumnezeu ca om. Da, așa sunt toți oamenii, tocmai pentru că sunt născuți într-un Hristos fie că vor sau nu legați de Dumnezeu prin Isus Hristos, prin Fiul omului, fie că sunt conștienți sau nu de asta, fie că o cred sau nu, e adevărat, fiindcă mă gândesc că și creștinismul nu are habar de ceva, așa că m-am convertit eu însă la catolicism, ceva ce n-aș fi făcut niciodată dacă nu era ales. De vreme ce nu sunt de acord cu Biserica Catolică, nici măcar în principiu cu privire la botezul copiilor, dar nu am regretat niciodată că m-am convertit, chiar deloc, din moment ce credința catolică mi-a oferit atâtea și mă consider eu însă creștin. Da, cam la fel cum mă consider comunist sau, în orice caz, socialist, și spun în fiecare zi o rugăciune cu rozariul. Da, spun chiar mai multe rugăciuni în fiecare zi și merg la slujbă de câte ori pot, fiindcă și slujba are adevărul ei, la fel cum și botezul are adevărul lui. Ba chiar botezul face parte din adevăr și poate să ne călăuzească înainte, ba chiar să ne călăuzească spre Dumnezeu, așa cred, sau cel puțin spre Dumnezeu. Cum pot eu să mi îl închipui? sau cel puțin spre Dumnezeu, cum pot eu să-mi închipui. Dar asta pot face și celelalte moduri de a gândi și de a crede în adevăr. Alte căi de a te îndrepta spre Dumnezeu cu adevărat, fie că folosești numele Lui sau ești de ajuns de inteligență sau de timid în fața misterioasei divinități, încât nu o faci. Totul duce spre Dumnezeu, astfel încât toate religiile sunt una, așa mă gândesc. Și asta înseamnă că și religia și arta sunt una, pentru că Biblia și liturgia sunt ficțiune și poezie și imagine, sunt literatură și teatru și pictură și conțin prin asta un adevăr. Căci bineînțeles că și arta are adevărul ei mă gândesc, dar ar trebui să, să nu mai las gândurile să rătăcească aiurea, să nu mă mai pierd în gânduri neclare. Nu, trebuie să pornesc mai departe spre noi și să ajung la casa din Diglia, la bătrâna mea casă din Diglia. Nu mai trebuie să stau nemișcat în mașină și să îngheț, trebuie să pornesc motorul și să conduc spre Diglia, fiindcă, nu, fiindcă îmi place să conduc, îmi oferă un soi de liniște, mă face să intru într-un soi de hipnoză. Ba chiar îmi dă un soi de fericire, iar gândul de a mă întoarce la digle și la bătrâna mea acasă, îmi dă și el fericire, îmi zic, chiar dacă mă așteaptă o casă goală acum, după ce Ale s-a murit. Dar nu, nu e adevărat. Fiindcă chiar dacă Ale s-a murit acum mult timp, ea e în continuare acolo și mă gândesc că poate ar trebui să-mi iau un câine. Mi-au plăcut întotdeauna câinii și pisicile mi-au plăcut. Dar mai degrabă vreau un câine. Mi se pare că prietenia cu un câine e mai trainică. M-am gândit adesea la asta. Dar nu s-a meri niciodată să mă duc să-mi iau unul. Nu știu exact de ce. Poate pentru că prefer să rămân singur cu ales, căci chiar dacă e moartă, ea încă se află acolo, așa simt. Deci poate o să iau taurul de coarne și o să-mi iau un câine, îmi zic. Dar astea are deja un câine. A avut câine din totdeauna și mă gândesc că n-ar fi trebuit să trec pur și simplu pe lângă blocul lui. N-ar fi trebuit... N-ar trebui lăsat singur în halul în care e acum, atât de îngreunat, atât de copleșit de propria lui povară, de o piatră tremurătoare, o piatră care să ajungă să -l care o să ajungă să-l îngroape, așa cred, așa că trebuie să-l întorc și să merg înapoi spre Bjorgvin, să mă întorc și să-i fac o vizită lui Asle. Îmi zic, trebuie să-l ajut să iasă din el însuși, îmi zic și îl văd zăcând pe canapea și tremurând în continuu. Ar fi trebuit să mă întorc, are nevoie de mine, dar sunt atât de obosit și vreau atât de mult să ajung odată acasă, să conduc în, conduc în continuare spre nord, să ajung acasă mai repede. Pentru că am fost în Bjorgvin și am cumpărat pânză de la magazinul cu materiale pentru pictură și șipci și pentru cadre am cumpărat de la magazinul de bricolaj. Pe lângă asta am mai cumpărat și multă mâncare și acum vreau să ajung cât mai repede acasă. Nu mai pot, bă, lasă mă nu mai pot. Nu mai pot, nu mai pot. Înțeleg, 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 înțeleg ce, ce se dorește, dar e o mizerie, e o mizerie absolută, e o absolută mizerie. Ador uh, ideea de scris uh, cu ritm, dar e o absolută mizerie. Ia o o plimbare la Dedeman și aruncă detalii la infinit și asta e profunzimea. Nu e mă profunzimea, asta nu e profunzimea. Asta este o mizerie. Asta este o mizerie, nu este o carte. Nu se poate așa ceva. Nu, nu se poate, așa. nu ai voie să publici așa ceva. Toți ăștia și să vezi profunzimea în asta. Cât, cât să, dacă nu pui punct, ești profund, asta e tot. E o mizerie absolută, nu există așa ceva. O să dau foc acestei cărți. O să o citesc pe toată și apoi îi dau foc. Nu se poate așa ceva. Și când mă gândesc cât am mai promovat Norvegia, eu mă simțeam mai mult norvegian decât român. Adoram Norvegia. O mizerie. Asta este o mizerie. Nu se poate așa ceva. N-ai voie să scrii așa ceva. Păi, dacă te gândești la Prus, de exemplu, la Marcel Prust, ok, dar ați văzut acolo cum decurge ce muzică are fraza, da? Are sens să pună punctul ăla peste 17 pagini. Nu așa că te-ai dus și... Dar nu era alb, dar era negru și nu mai știu dacă îmi plăceau furculițele și poate mângam cuțitul de bucătărie, bine. Dar nu mi-a plăcut niciodată să mănânc cuții de bucătărie, pentru că fratele meu s-a, s, -a, s -a tăiat <gânt> când a încercat să mănânce. Și nici nu poți să mesteci, pentru că are nu știu cum, și era prea ascuțit, dar nu era ascuțit, pentru că bunicul nu l-a tăiat. Și, păi ce asta, mă? Și apoi vine ăia, The Wall Street Journal, vai, hipnotic, și nu știu ce. Samuel Beckett, așa ceva Samuel Beckett. Bă, băieți, bă, despre ce vorbiți, mă? Doar pentru că e ilizibil, înseamnă că e genial. Bă, băie, voi ține bunimă. Bă, în ce lume trăim, bă, frate? elogiem chiar așa orice mediocritate și așa cu toate și în seriale și în filme. Lasă bă, dracu, ce e asta, bă, ce bă, mizeria asta, bă? ce rușine absolută. Apropo că era acolo Oslo pe la pagina a doua, a treia, nu mai știu, Oslo 31 august, e, Joachim Trier, uitați-vă la filmul ăla, că e foarte bun, măcar să plecați cu ceva, așa, asta voiam să zic, asta v-am să zic, îmi pare că E rețeta profunzimei asta. Și să iei o întâmplare dintr-asta banală și să o umpli de detalii irelevante și să nu pui punct și să dai senzația asta de ritm și profunzime. Dar nu are nici măcar ritm și nici măcar profunzime. E sufocant pentru că e prost. E sufocant de prost. Asta este. Dacă cineva îmi dovedește mie că această carte este extraordinară, eu o să fiu sclavul lui. O să fiu paharnicul lui pe viață. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu e, nu e o idee. Și îmi zicea cineva: Dacă nu, cumva Dostoevski e supraapreciat? Mă rușine. Pe păi tu vezi, ce e asta? Premiul Nobel pentru Literatură, așa ceva. Așa ceva, Premiul Nobel pentru Literatură. Și îmi vorbiți de Dostoevski că e supraapreciat. El care își dicta uh, romanele. Bine, pe lângă faptul că avea nevoie să scrie cât mai repede, că avea datorii, că avea o viață, era plin și el spitit de, de demon, chinuit. Avea o viață groaznică. A trecut prin multe nenorociri. Ce e asta? Stai într-o sufragerie și. Că ai mers la piață și încep să povestești așa și că a făcut pana autobuzul, dar n-a făcut pana, că nu era un autobuz, că era în tramvai, cum a fost și verișorul tău și nimic, bă nimic, bă nimic, nicio chestie, nicio chestie de viață aici, nu e absolut nimic. Și poți să o duci într-o zonă între asta, că era traumatizat și încerci prin perspectiva asta de a ieși din tine însuți și chiar din, din celălalt și e perspectiva lui Dumnezeu, că vezi toate detaliile. Du-te, 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 nu, nu e așa ceva. E un artificiu împuțit pentru domnișoare de pensiuni și pentru oameni care, uh, vai, uh, și să fim pretențioși, ca ăia de comentează operele de artă. Nu există nimic profund aici, dar mediocritatea noastră și să fim interesanți și acum toți prostovanii vor merge cu cartea asta în tren, uh, vai, dar și ce-ți place față? Ai văzut ce ritm are și nu știu ce? Și... Dar mi o idee de aici. Bă, nu e nimic, mă, frate. Bă, nu e nimic, mă. Ești ultimul om dacă tu vii și îmi dai ca exemplu cartea asta. Nu știu, pe mine mă atrage foarte mult. Stilul acela, îți, îți spun sincer, are o forță de vătrândere și, bă, bă, te pleznesc. nai ai voi. ce e asta, mă? ce e asta? Mă? cum să pui, mă, Samuel Beckett aici, în față? Un Beckett al secolului XXI. Bă, cât de proste! Și Cine dracu a scris asta la Le Monde, mă? Dau scrisoare la Le Monde. Dați-l afară pe ăla. Ăla nici n-a citit cartea. A văzut că așa stilul Beckett. N-a putut nici el să citească. Ce a zis acolo, a aruncat un Beckett. Bă, ce oameni, bă, ce, ce vremuri mizerabile trăim, bă, îți vine să sar pe geam de greață, bă, bă, mie greață, bă, nu se poate așa ceva, bă, e un scandal. Ce mizerie! O să o citesc pe toată, o să o citesc pe toată, o să o citesc pe toată. Și știi ceva, am capacitatea să admir faptul că tulbură în mine ceva. Admir cărțile, chiar dacă sunt grețoase. E suficient de grețoasă cât să simt ceva. Dar ea în sine nu reprezintă nimic. Ce mă deranjează e medalia care a căzut peste ea, medalia unanimă care a venit peste ea, tonele de elogii care au venit peste această carte, peste această operă, peste acest om. Ce e asta, mă? Asta, asta, este simbolul lumii în care trăim. Că așa cartea în sine nu mă tulbură. N-are nici măcar grețoșenia, n-a făcut o capodoperă din a te sufoca, din a te enerva. Să fie o carte dintr asta care să te ironizeze, să-și bată joc de tine. Nu, nu poate. Ea în sine nu există. Greutatea ei vine din cum au văzut-o ceilalți și din toată mizeria din jur și din toată mediocritatea din jur. Hai Că o să mai continui și... E frumos așa ca ritm Îmi place și mie ideea asta Dar priviți oglinda lui Tarkovski Să vezi acolo Să vezi bă acolo ce înseamnă Ieșirea din subiectivitate ce e asta bă Dați-vă și voi descriere Wall Street Journal Ce rușine în numele celălalt acumularea ritmată de cuvinte are ceva incantatoriu, un aer aproape sacru. Bă, ies, bă, bă, sacru, așa ceva sacru. Și înțeleg și inutilitatea cuvintelor. Semiul Beckett a mers acolo, într-adevăr. Înțeleg că nu mai poți nici prin structura propozițiilor. Înțeleg să renunți și la cuvinte și la virgule. Și înțeleg că poți să cuprinzi numai printr-o aproximație de exprimări, cumva și Înțeleg portretizarea asta din imposibilitatea cuvintelor. Eu însă făceam clip la trei dimineața despre imposibilitatea de a mai vorbi orice și înțeleg confesiunea respectivă, dar asta este o mizerie. Este după rețetă, e profunzimea ajunsă la după rețetă. E... E... bă, pot să scriu cartea asta într-un weekend să scriu. Ce e asta, mă frate? Ce e asta? Nici nu vreau să mă gândesc alea cu monstru sacru, toate proastele alea care o să ia interviu apoi. Nu vă e bă, Ce e asta, mă? Dar cum ați ajuns? Dar cum v-a venit ideea să. Să ce mă, să povestesc cum am mers cu liftul și am luat scările, de fapt și era verișorul meu care știu să coboare scările, dar el nu avea picioare și acum iată că tremură și își bea ceaiul, dar nu aveam ceai de când eram mici pentru că bunica a murit și nu știu ce. Nu mai pot cu de asta, nu mai pot cu de asta. asta sunt de... Bă, în clasa 3 -a, dacă citeam așa ceva, îți dădeam o palmă peste cap. Nu se poate așa ceva, e un scandal. Mi-e rușine că am citit așa ceva. Avem scriitori geniali și în România. Citiți-l pe Mihail Sebastian, nu vă mai pierdeți, mă, pro... vremea cu prostii asta. Chiar dacă sunt la modă. Astea sunt niște mizerii. Mă întreba domnul Sai, Mr. Sai, salut, că să citim contemporan, să... Zic, ce e asta, mă? ce e asta, mă, că nu mai citesc contemporan cât voi trăi? Ce mizerie absolută! Mi-e rușine că am citit așa ceva. Și are fața aia clasică de norvegian, credeam că o să-l iubesc, gândisem la el ca la un tată, ca la un frate mai mare. Eram acolo zi, gata, o să fie din sfâta treime, Thomas Bernard, o să fie cu Beckett și cu el. Ce rușine, mi-e rușine, mi-e rușine. Oh. Na. O să continui să o citesc. Dar e simbolul vremurilor în care trăim. Și mi-e silă de vremurile în care trăim. Mi-e silă de vremurile în care trăim. Ce mizerie! Cum se elogiază toată prostia, toată pretențiozitatea, toată prețiozitatea, toate și când vezi un film, și când vezi un serial, și cum se aleg actorii, și cum și clișeele astea împuțite, și tot. Profunzimea nu are nicio legătură. Profunzimea de azi e cea mai sinistră formă de prostie. Mi-e rușine. Grețoșenia cu sclipici. Și vai, asta este profund, pentru că nu n ai nici n ai niciun criteriu, n-ai Ah. Na. Asta, fiecare cu dacă asta se vrea, e ok, e ok. Lăsați-mă să mor cu bătrânii mei. Mă duc la Tudor Vianu. Lăsați-mă cu Tudor Vianu. Nu o să se uite nimeni la clipurile pe care o să le fac. Asta e. Rămân acolo cu bătrânii mei care într adevăr știau să scrie. Să citesc pagini impecabile de două pagini de plânge efectiv, nu, nu poți să pui o virgulă în plus. Ce e asta, bă? că te-ai dus până la fântână și te-ai întors și nu era apă în fântână. Dar poate nu era fântână, poate era de la rubinet, dar eu m-am născut în canal. Bine, 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 du-te, 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 du-te cu profunzime. Ești Dumnezeu, dar vezi ca Dumnezeu. Ai perspectiva, cum ar zice Alan Watts, perspectiva de nicăieri. Bine, nu zicea în Watts. El are în filozofia lui chestia asta, dar e Thomas Nagel, Nagel e filozof în perspectiva de nicăieri, e titlul unei cărți. Oh, în fine, sunt și irașibil, că am Bine că ai căzut, bine că ai căzut, nici nu regret. În mod normal plângeam acum că mi-a căzut o carte și s-a lovit, că n-are nicio vină cartea. Dar ă, sunt irasibil că e dimineață și n-am dormit. Da, ok, sunt irasibil, dar e, ați văzut mă, v-am citit-o, da? adică e, am dreptate puțin. Am dreptate, puțin am dreptate. Ai reacție exagerată, dar am dreptate. În ce e esențial am dreptate? Spuneți că n-am dreptate. Lăsați la comentarii de ce nu am dreptate. Nu așa că, bă, boule, vezi că ăsta nu știu ce. Dar nu, nu mi interpretați în modul ăsta. Ca și cum am, am interpretat Biblia sau ce a spus era și băgați voi de la voi. Nu, nu. Strict, strict, strict. Ideile, zimi strict. Eu îți dau din frații Ramazov, îți fac un clip din frații Ramazov în care te oblig să vezi profunzimea. Adică îți dau așa, uite asta. Pasajul ăsta e o profunzime aici. Uite de ce. Ba, mama, 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 mama. Nu, așa că mi s-a părut că și știi că poate să facă și asta îmi redă mie și asta îmi spune. Și nu, nu spune nimic. Tu faci pe interesantul. În sine e o mizerie. Băi, o rețetă compensată e mai interesantă decât paginile astea. Și dacă citesc nume de, nu știu, de, de pastile, și am așa 15 minute în care citesc numai nume de pastile, îți dau același ritm. Asta nu e profunzime. Asta e mimare împuțită. E literatură falsă. Cum și poezia, foarte multă e falsă. Cum citeam la Radu Vancu, o mizerie cu enfază, ăla nu scrie nici și. Ăla iarăși, un mare norvegian și el se crede acum. Vrea să ia Nobelul că nu pune și, el pune simbolul ăla de la end. El e la NND. Și exagerări dintre alea, penibile. Să vă uitați la clipul ăla, că am citit puțin din mizeria lui de jurnal, o să continui, că poate o să fie și chestii bune și vin și cu chestiile bune. Și dacă și în cartea asta găsesc chestii bune și doar așa a fost la început acum și apoi se extinde chestia asta și o să aibă un sens mizeria asta, o să fiu primul care vine cu scrumiera pe cap, își toarnă o tonă de cenuș în cap și o să fiu, practic, o să vorbesc numai despre această carte, cât voi trăi. Sunt primul care o să admită că a greșit și că a fost bou. Am început clipul spunând că s-ar putea să mă înșel. Dar nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Eu sunt absolut, momentan, sunt absolut, mi-e își pare viața acum. Îmi pun eu, capul să fie uh, ghilotina să mă judece. Mizez Mi totul că această carte e o mediocritate absolută. Și uh, uh, adorată în unanimitate pe tot globul. Cele mai mari instanțe, da? A luat novelul. Hai că a trecut și ok, nobelul politic, nu știu ce. Nu, 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 lasă asta. A fost în unanimitate adorată pe glob. Ca să vedeți unde s-a ajuns. În ce hal am ajuns. Bă, un eseu de la Eliade din tinerețe. Și Cioran, oricine. Eugen Ionescu, în prima lui carte, nu. Așa se numește, nu. Orice de acolo. Oricine, oricine. Uh, Benjamin Fonden, uh, Fundoianu, Românul nostru. Orice de la el, Dumnezeule mare. Citiți imagini și cărți, cred că așa se numește. Sper să nu greșesc că sunt așa tulburat acum puțin. Da, imagini și cărți. Citiți de acolo orice. Să vedeți ce înseamnă talentul. Bă, ați uitat, mă, frate, ați uitat ce înseamnă să, să știi să scrii? Cum, cum am ajuns aici? ce e asta? ce mă, mizeria asta? În ce lume trăim acum? Poate am nebunit eu, mă. Poate am nebunit eu. Băgați-mă la pușcărie pe mine că sunt eu nebun. Sunt eu nebun. Dar mai bine, să fiu loial nebuniei mele și oamenilor pe care-i ador. Și când mă gândesc că numim scriitor și pe unul care mă așa și pe Dostoevski și mă întreabă oamenii azi dacă e supraapreciat Dostoevski. Ce rușine! Ce rușine!